regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare vă voi prezenta luna nouă din semnul berbecului, care are loc în dimineața zilei de 1 aprilie, nu este păcăleală, ora 9:24, ora României, și va seta climatul general pentru următoarele 4 săptămâni până la următoarea lună nouă în Taur din 30 aprilie 2022. Am acest instrument, ca să spun așa, pe care l-am luat de la templul Hathor, este din cupru și ne bucurăm de această lună nouă în berbec, ne bucurăm de această energie a focului, această energie a vieții. Haideți să vedem despre ce anume este vorba la doar câteva zile după echinocțiul de primăvară din data de 20 martie 2022, luna nouă din 1 aprilie ne va oferi cu multă bunăvoință vibrațiile ei joviale, atât de necesare în timp ce ne pregătim pentru anotimpul cald. Vine primăvara, da? Vine primăvara în sufletele noastre, vine primăvara în natură. Fiind un semn cardinal de foc, cunoscut pentru că ia inițiativă, deschide cărările ca un adevărat explorator ce este, berbecul este un semn perfect pentru a începe un nou ciclu astrologic, un nou an astrologic la fiecare echinocțiu de primăvară. Și dacă ați simțit că energia mai lentă, mai emoțională a peștilor va cam copleșit la începutul anului 2022 și acum simțim, la numai câteva zile după echinocțiul de primăvară, un nou eveniment marțian vine să ne revigoreze, vine să ne reorienteze către acțiune, vine să ne readucă emoția, adrenalina, pasiunea, vibrațiile pe care am crezut că le-am pierdut. În termeni astronomici, acesta este momentul în care luna este între pământ și soare, iar această parte a lunii, partea văzută a lunii care se îndreaptă către noi, nu primește lumina directă a soarelui. În termeni astrologici, la lună nouă, luna este în conjuncție cu soarele și beneficiem de acest context prielnic pentru plantarea semințelor, intențiilor, conceperea de noi idei și începerea de noi proiecte care au termen de realizare până la următoarea lună plină în berbec din data de 9 octombrie 2022. Lunația are loc într-o zi de 1 aprilie, care este corespunzătoare arcanei majore, magicianul. Dacă vă uitați la această carte a magicianului, care este numerotată cu 1, este un număr de noi începuturi. De asemenea, da, avem din nou această simbolistică puternică de noi începuturi, noi oportunități, și știm, cartea magicianul se asociază în astrologie cu planeta Mercur. Poate nu întâmplător, da, dacă ne uităm în harta acestui moment al lunației, planeta Mercur este tot în semnul berbec și susține această lunație fiind în conjuncție foarte, foarte strânsă cu soarele și cu luna și vom vedea și cu Chiron. Magicianul, vedeți, în poză stă cu un braț întins, da, un braț întins în sus către univers, iar celălalt braț este îndreptat către pământ, către mama pământ, și poziționarea lui reprezintă această legătură între tărâmurile de sus, tărâmurile spirituale și tărâmurile de jos, tărâmurile materiale. Magicianul folosește această relație pentru a-și crea, pentru a-și manifesta aceste obiective pe care le co-creează la nivel mental în mintea lui, prin gândurile lui, le transformă sau transformă această energie în materie. Tărâmurile acestea spirituale, putem spune că în harta lunației, sunt reprezentate de această conjuncție dintre Jupiter și Neptun în pești, care se apropie de perfectare, momentul maxim fiind în data de 12 aprilie, și această conjuncție Jupiter-Neptun în pești este în aceeași casă cu lunația, este în casa a 11-a. Pe masa din fața magicianului sunt cele 4 simboluri ale arcanelor minore din tarot, o cupă, o monedă, o spadă și o bâtă, fiecare fiind reprezentând simbolul unuia din cele 4 elemente: apă, aer, pământ, foc.
de care avem nevoie pentru a ne manifesta intențiile în ființă. Și în această energie avem în harta lunației prezentate cele patru elemente. Da? Dacă ne uităm, avem accentul pe elementele Yang, avem patru planete în zodii de foc, avem trei planete în zodii de aer, dar avem și câte două planete în cele două energii Yin, adică două planete în zodii de pământ, două planete în zodii de apă. Deci putem spune că această lunație vine pe un fond de relativ echilibru în care totuși predomină această energie Yang, această energie de inițiere. Deasupra capului magicianului este simbolul acesta al infinitului, așa numită lemniscată, iar în jurul taliei lui este acest șarpe, da, acest oroborus care își mușcă propria coadă și care ne arată că magicianul are acces la un potențial nelimitat de transformare, de schimbare, de alchimizare, de transmutare. Și să nu uităm, în prim plan avem frunziși, flori, simbolizează înflorirea, fructificarea ideilor, aspirațiilor magicianului, care mă duce din nou cu gândul la primăvara, care pune stăpânire pe întreaga natură și pe sufletul nostru. Conjuncția lună-soare, această lună nouă în berbec, se formează în casa 11-a, după cum vedeți, care este o casă a bunei cooperări, o casă a colaborării, o casă a prieteniei, o casă a socializării, o casă în care ne întâlnim cu sufletele cu care relaționăm, dar cu care nu sunt în legătură directă de sânge cu noi. Va fi o uriașă explozie de energie în vibrația berbecului pe măsură ce intrăm în acest nou ciclu lunar. Se poate deschide un nou capitol din viața noastră. Putem accesa noi straturi ale personalității noastre care, putem spune că au hibernat în perioada iernii. Ne putem descoperi noi calități de lider, de conducător. Ne putem manifesta trăsăturile marțiene, precum furia, agresivitatea, hotărârea, sexualitatea într-un mod nou și pentru noi înșine. În special, dragi berbeci, fiți atenți, berbecii care își aniversează ziua de naștere, în preajma lunației, în preajma zilei de 1 aprilie, să fie foarte atenți, foarte, foarte atenți! Atenție, berbeci, atenție! La ce se întâmplă în jurul lor și cu ei, deoarece această lunație este cea mai importantă lunație pentru ei din acest an astrologic și va da tonul pentru următoarea perioadă de 12 luni din viața lor. În aceste prime zile ale lunii aprilie, putem noi toți să descărcăm informații pentru următoarele 12 luni. Sunt imprimate noi idei din subconștientul nostru, poate să apară ceva din senin care ne poate oferi ceva, o idee nouă, mai multă energie, mai multă excitare, mai multă, o altă viziune. Să nu uităm că Mercur este în conjuncție cu această lunație, tot în berbec, și putem să primim informații noi, importante, putem să întâlnim pe cineva care ne deschide o nouă ușă, o nouă cale. Putem să accesăm noi activități interesante, putem să inițiem o colaborare, o asociere pentru un proiect, noi oportunități de afaceri, dezvoltare de marketing, promovare sau alte activități administrative, câteodată avem nevoie și de aceste activități administrative. Putem să inițiem noi călătorii, noi parteneriate, putem să învățăm lucruri, noi abilități, noi calificări. Ascendentul în Gemeni și Mercur în conjuncție cu lunația, în semnul acesta stăpânit de Marte, vor aduce în prim plan discuții și negocieri directe, așa încât nu mai este vremea de diplomație, de tact, de balet, acest balet pe poante, verbal, mental. Comunicarea se va activa la cote înalte, foarte, foarte direct, am spus, ce în gușe și în căpușe. Totul va fi exprimat foarte direct. Chiron, vindecătorul rănit, este și el în conjuncție cu lunația, va fi în lumina reflectoarelor și va susține acest proces prin vindecarea rănilor legată de tot ceea ce ține de energia masculină, senzualitate, expresie sexuală, furie, agresivitate și chiar identitate.
Pentru persoanele cu marcaj puternic în zodia Berbec, dacă aveți soare în Berbec, dacă aveți ascendentul în Berbec, dacă aveți luna în Berbec, următoarele 12 luni vor fi pentru voi sub influența noilor începuturi. Pregătiți-vă, da? Pregătiți-vă! Vă recomand, dragi berbeci, pentru a avea ghidaj și direcție în acest an deosebit pentru voi, să vă faceți o hartă a Revoluției Solare sau să apelați la un astrolog să vă ajute pentru a vedea care sunt direcțiile de acțiune, care sunt domeniile de interes pe care va trebui să puneți accentul pentru a obține rezultatele maxime. Este un moment maxim și este păcat să pierdeți startul și să bâșbâiți când universul este aici, da? Această conjunctură astrală este aici să vă susțină, să vă ajute, să vă asiste, să vă sprijine. Dar este alegerea voastră și știți că noi ne co-creăm realitatea prin alegerile noastre. Nu numai pentru berbeci este acest lucru valabil, este valabil, nu uitați, pentru noi toți. Uitați-vă la harta natală unde aveți zodia Berbec, dacă aveți planete, dacă aveți unghiuri, dacă aveți noduri, puncte virtuale, între gradul 10, gradul 12 și aici este zona de interes unde vă puteți seta intențiile. Asemeni Berbecului, haideți să acționăm, haideți să ne manifestăm intențiile direct, haideți să începem să ne proiectăm ce dorim să realizăm în acest nou an astrologic. Și haideți să vă trimit, să vă transmit și eu un mesaj pentru fiecare zodie în parte legat de această lunație, un mesaj, se deschide o nouă poartă, da, avem acest Gateway Oracle Card și să vedem care este poarta care se deschide pentru fiecare zodie, mesajul pe care fiecare zodie îl primește cu ocazia acestei lunații. Și bineînțeles, începem cu zodia Berbec și mesajul pentru zodia Berbec. Poarta, ușa care se deschide pentru voi, dragi berbeci, este legată de plantare de semințe. Ce se poate mai puternic acum pentru voi, dragi berbeci, când aveți luna? Luna aceasta nouă în zodia voastră, plantați semințe. Semințele acestea de grație sunt plantate într-un, este important să fie plantate într-un sol fertil care să vă aducă foarte, foarte multe roade, dar foarte tare această carte, ce să spun, m-a uimit și pe mine. Următoarea zodie. Haideți să vedem acum mesajul pentru zodia Taur. Pentru zodia Taur am extras o altă carte foarte faină. Să fii în flux, da? Să fii în fluxul vieții. Deci, dragi Tauri, fiți în fluxul vieții, da? Suiți-vă în această corabie, da? Ghidați-vă acest nod nord, această stea nordului pentru voi, această ghidare de destin vă ajută, da? Vă ajută să fiți în acest flux al universului cu ocazia acestei lunații. Foarte faină și această carte, acest mesaj pentru voi, dragi Tauri. Mesajul pentru gemeni, deci pentru gemeni, gemenii trebuie să accepte ceea ce este, deci să fie și ei în flux și să accepte și să-și îmbrățișeze propria maestozitate, deci propriul fel de a fi, comunicarea va conta foarte, foarte mult și să fie blânzi cu ei și să nu fie foarte, foarte critici, dragi gemeni. Următoarea zodie, zodia Rac, pentru zodia Rac, mesajul de lună nouă. Racii primesc mesaje mai de departe, aud aceste mesaje de la spirit. Vedeți aici multe scrisori, da, scrisori, floricele și mesajul este că sunt un canal foarte curat pentru mesajele pe care le primesc de la spirit. Deci, dragi raci, pregătiți-vă, curățați-vă, eliberați-vă de gânduri, de emoții și încercați să profitați cât mai mult de această energie a lunației ca să primiți cât mai multe mesaje. Următoarea zodie, zodia Leu. Să vedem ce poartă se deschide pentru Leu, poarta viitorului. Deci, dragi lei, voi aveți poartă în poartă, da, este o poartă faină pentru voi, această poartă a viitorului. Pășiți în viitor
cu inima deschisă. Deci pentru voi, dragi lei, totul este foarte clar, se pare, știți ce aveți de făcut și pășiți în viitor, faceți pasul. Următoarea zodie, zodia fecioară, pentru zodia fecioară mesajul este să asculte, să-și asculte inima și să aibă încredere în mesajele care vin direct din inima lor. Ascultați-vă, dragi fecioare, inima, bazați-vă pe intuiție în primul rând și nu pe logică, fiindcă veți fi foarte câștigați. Să vedem acum balanțele, mesajul pentru balanțe. Ei, practic, au niște așteptări, dar ei vor depăși aceste așteptări, da? Sunt, cum se spune, top of the world, în vârful lumii și, practic, ei își depășesc așteptările. Dragi balanțe, vă dați seama, sunteți în opoziție cu această lunație, vă provoacă foarte, foarte mult această lunație, vă provoacă să vă vedeți așa cum sunteți și să vedeți ce proiectați în relația cu ceilalți. Puneți-vă intenții și sigur vă veți depăși toate așteptările. Următoarea zodie, zodia Scorpion, să vedem Scorpionul ce ușă deschide. Scorpionul, ca de obicei, e cu treabă, da? El este cel care dărâmă, rupe barierele, da? Este cel care face schimbări și el se va expanda dincolo de limite, da? Scorpionul este cel care se dorește să se autodepășească dincolo de limite, cum? Cu bucurie și în libertate, cu dorința aceasta de libertate. Vedeți mugurașii, aceste frunze verzi care dau startul unei noi primăveri pentru Scorpion. Fain mesajul și pentru voi, dragi Scorpion, pentru săgetători. Mesajul pentru săgetătorii cu ocazia acestei lunații ar fi bine să își mai liniștească gândurile, da? Să privească totul dintr-o altă perspectivă și puterea lor va sta în această liniște interioară, deci lăsați dialogul, lăsați vorbele, lăsați comunicarea, stați cu voi înșiși în liniște, da? Liniște, fără niciun fel de cuvânt, fără niciun fel de discuții, nici măcar cu voi nu discutați. Liniștea va conta foarte mult în a vedea ce intenții să vă puneți, ce semințe să plantați. Interesant mesajul pentru săgetători și pentru Capricorn. Acum mesajul Capricornului, să se bucure de micile bucurii ale vieții, să se bucure de ce au la dispoziție, să se accepte și să se iubească. Un mesaj foarte puternic pentru Capricorn cu ocazia acestei lunații și pentru vărsători, să vedem poarta pentru vărsători. Vărsătorii sunt într-adevăr tot timpul la un alt nivel, avem această relevare a strălucirii, da? Este această perlă și lumina lor iluminează lumea. Deci vărsătorii nu pot decât la nivel mundan să se raporteze, așa încât, bineînțeles, își vor pune și intenții în mod corespunzător. Fain mesajul și pentru vărsători și să vedem ultima zodie, pești, mesajul pentru pești. Pentru pești avem manifestarea viselor. Deci peștișorii întotdeauna sunt cu visele și de data aceasta ei se bazează pe ceea ce visează, se bazează pe intuiție și sunt sigur că visele lor se vor materializa, visele lor vor deveni realitate. Așa să fie pentru voi toți, visele voastre să devină realitate și intențiile pe care vi le puneți cu ocazia acestei lunații să vă ajute să manifestați multă bucurie. Apropo de bucurie, am fost interpelată pe canalul de YouTube de o doamnă care m-a întrebat ce consum, dar probabil că o fi spus că cine știe ce iau droguri, de sunt atât de veselă. Sunt foarte veselă fiindcă îmi place ceea ce fac, sunt foarte veselă fiindcă pot să comunic către voi aceste informații pe care și eu le descoper, le integrez, le prelucrez. Sunt foarte, foarte veselă și foarte bucuroasă și așa voi fi în continuare, nu pot să mă schimb, e Jupiter pe casa întâi, cred că ăsta este răspunsul, Jupiter pe casa întâi, chiar dacă este în Capricorn, chiar dacă este în exil,
Jupiter nu poate decât să se bucure și eu mă bucur de această lunație care ne va da oportunitatea fiecăruia din noi să ne punem aceste intenții și să avem curajul de a îndrăzni, apropo de energia exploratorului berbec, apropo de energia inițiatorului berbec. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea un nou conținut, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul join, alătură-te și sunteți mai aproape de mine. Nu uitați, am lansat cele două tabere de vară. Vă aștept să vă exprimați intențiile dacă vreți să fiți alături de mine și de Laura Ghiță în cele două tabere, o tabără de relații și o tabără în care vom discuta despre sensul de destin, despre temele noastre de destin, folosind astrologia, folosind divinația, folosind constelațiile de familie, constelațiile astrologice, art-terapia, introspecția, meditația, deci într-o locație de vis, la Fundata, o locație foarte specială, gestionată de niște oameni dragi, într-un loc mai retras, în care putem să ne facem treaba. Vom lucra intens timp de 5 zile în ambele tabere și vă aștept cu mare drag alături de noi. Nu uitați, locurile sunt limitate! Toate cele bune și să ne revedem cu bine!